Domnul primar, un proiect foarte îndrăzneț pentru Comuna Ciugut. Despre ce este vorba? Da, vorbim despre amenajarea 8 hectare de teren în malul Mureșului, o zonă de agrement pe 8 hectare. Practic, în această suprafață vor fi 8 obiective pe care le vom trata în funcție de buget. O să avem într-o primă fază un debarcader și o zonă de picnic, așa cum ar trebui să aibă orice comunitate într-o zonă civilizată. O să avem o zonă de camping unde rulotiștii care vin să viziteze județul Alba să poată să vină să se campeze. Apoi o să avem lângă o zonă de corturi și sigur zona de agrement cu terenuri de sport, tot felul de locuri de joacă pentru copii, zonă plantată, zonă cu piste de bicicliști, zonă cu un bazin de not, în așa fel încât toți cei care ajung în această zonă să se simtă foarte bine în relația dintre Mureș și natură. Când va demara acest proiect? Practic noi putem spune că am demarat deja proiectul. Sperăm ca la finele verii următoare, primele două obiective, cea cu debarcaderul și zona de picnic și cea cu campingul să fie finalizate, apoi în funcție de sursele de finanțare, eu zic că în câțiva ani o să fie finalizat. Aici unde sunteți dumneavoastră acum la pescuit, va fi o zonă de agrement. E bine, e rău? Cum crezi că va fi? Cred că e bine. De ce? Păi de așa vara, toată vara ies aici la agrement, așa că în altă parte unde? Ați auzit ce vrea să facă domnul primar aici lângă dumneavoastră? Da, am auzit. Și? Între poduri, zona de agrement. Și cum vi se pare? Foarte bine. Pentru tineret, și pentru noi ăștia mai trecut de vârsta a treia, foarte bine. Un lucru foarte bun. Este posibil, domnule, să se construiască o zonă de agrement, bănuiesc. Atât am auzit, atât știu. Și de Bărci am auzit ceva pe Mureș, că să amenajează de între poduri pe Mureș cu bărci, cu... Păi este posibil să fie bine, este posibil să fie rău, nu știu, vom vedea. Va fi o atracție pentru turiști zona asta după aia? Mă gândesc că măcar ăștia din zona asta, măcar comuna, locuitorii comunei. Totul este posibil cu intențiile domnului primar, bănuiesc. Era nevoie de așa ceva? Normal. Era nevoie. E un lucru bun? Bănuiesc că este bun, zic eu, dacă e o treabă cum se cade. No, și la locul ei. Ne aflăm în zona viitoarei baze de agrement din comuna Ciugud. În această zonă vor fi terenuri de fotbal sintetic, terenuri de tenis, un patinoar, zone de campare pentru rulote, cât și pentru corturi și va fi și un luciu de apă care va fi folosit iarna pe post de patinoar, iar vara pentru agrement. Vor fi piste de biciclete, zone de plimbare și foarte mult spațiu verde. În zona de jos a râului Mureș va fi amenajat un debarcader unde va fi o zonă de pescuit, încă o zonă pentru bărci și o parte în care vor fi coborâte bărcile la apă. După cum vedeți, zona de agrement de la Ciugud, de pe malul Mureșului de la Drâmbar, se va întinde pe o suprafață de câteva hectare. Toată suprafața se află pe malul Mureșului, iar la final această zonă va fi una foarte atractivă pentru turiștii care vor veni în această comună.